Bine v-am găsit! În ultimii ani se discută tot mai mult despre relații și despre cât de important este să investim în menținerea lor pe termen lung și în a le face să fie semnificative. Suntem o specie socială, așa că ne bazăm pe ceilalți pentru a fi în siguranță. Iar atunci când nu reușim să menținem relații stabile, acest lucru ne creează anxietate. În jurul nostru sunt tot mai mulți tineri care afirmă că relațiile sunt mult prea greu de gestionat, că le este greu să găsească pe cineva potrivit, că poate vor rămâne mereu singuri și asta le creează un nivel ridicat de tristețe. Ce se întâmplă atunci când ne dăm seama că orice am face, nu reușim să fim satisfăcuți în relațiile pe care le avem? De ce ne este atât de greu să menținem relații semnificative pe termen lung și care sunt secretele din spatele științei relațiilor, discutăm astăzi cu psiholog dr. Adela Moldovan. Adela, bine ai revenit, aș putea să spun că ești un invitat pe care l-am avut de-a lungul timpului. Bine te-am regăsit aici. E un subiect pe care îl găsim destul de mult, atât în revistele de specialitate, cât și acum în online găsim tot mai multe informații despre relații și cât este de important să menținem aceste relații. Și aș vrea, cred că pentru început, să te întreb dacă asta este un trend, o direcție pe care o avem acum, acest focus înspre cuplu, înspre familie. Există indubitabil un interes foarte crescut pentru acest subiect, atât în media, dar este un interes care se regăsește inclusiv în cercetarea psihologică și în noua direcție în psihoterapie. Dacă foarte mult timp psihoterapia a fost focalizată pe individ și pe cum anume să ne construim o minte sănătoasă, studiile ultimelor 15 ani, plus minus, au relevat cât de importante sunt relațiile pentru a construi o minte sănătoasă și atunci, inclusiv aici, avem un interes deosebit pentru ce înseamnă o relație sănătoasă, cum anume o construim, cum o întreținem. Odată cu acest interes în cercetare, ne-am dat seama și cât de dificile sunt relațiile și cred că amândouă auzim asta destul de des de la clienții noștri, fie că au, fie că nu au relații, fie că sunt de scurtă durată sau de lungă durată. De ce este atât de dificil să le menținem? Relațiile cred că au fost dificile dintotdeauna, dar parcă în ultimele generații sunt din ce în ce mai dificile pe fondul unor schimbări la nivelul societății. Dacă mai de mult căsnicia nu însemna altceva decât un contract în care în mare obligațiile părților erau pe de o parte din partea bărbaților pentru a asigura supraviețuirea familiei și tot ceea ce însemna bunăstarea materială, dacă vrei, inclusiv cu hrană, proprietăți și așa mai departe, iar obligațiile femeii erau acelea de a asigura urmași și de a fi fidelă, astfel încât urmașii să dețină genele familiei. Cam la asta s-a rezumat foarte mult timp căsnicia și relațiile, și preocuparea oamenilor era adesea legată de supraviețuire, mortalitatea infantilă era extrem de mare, așa că era nevoie de mulți urmași. Ultimele generații au venit cu niște schimbări foarte mari. Una este contracepția și nu orice cuplu, nu orice căsătorie, nu orice relație înseamnă astăzi automat producerea de urmași. Cealaltă modificare este independența financiară a femeii, ceea ce înseamnă că foarte multe femei nu mai sunt dependente pentru supraviețuirea și bunăstarea lor socială de o relație cu un bărbat. Și pe de altă parte, poate că și durata relațiilor. Acum media de viață este, exact, nu știu, citeam un studiu zilele trecute la femei, 84 de ani sau ceva de genul ăsta. Asta înseamnă că dacă ne căsătorim la 30, să nu spunem 20 de ani, trebuie să stăm într-o relație o perioadă foarte lungă, exact, de timp, comparativ cu acum 100 de ani. Speranța de viață este foarte mare și probabilitatea de a muri de anumite boli, accidente sau prin violență produse de alți membri ai speciei este tot mai redusă. În țările dezvoltate discutăm asta, desigur. Și atunci, ăsta este un element suplimentar care aduce o presiune pe relații. Trebuie să trăim împreună mai mult timp decât acum câteva generații. Pe lângă asta, ne dorim și foarte multe de la o relație. Ne dorim o relație în care partenerul să ne înțeleagă, să fie cel mai bun prieten, să fie un amant foarte bine instruit, să fie un tată sau o mamă foarte bună pentru copiii noștri, să fie un profesionist, să fie un prieten bun, să fie o persoană cu care să ne mândrim în societate. Practic s-au adăugat foarte multe responsabilități în fișa postului. Da, practic ne dorim foarte multe, vrem tot mai multe și cu acest nivel de așteptări foarte crescut,
De aceea, nivelul de dezamăgire, când aceste așteptări nu sunt atinse, vine la pachet cu probleme în relație și cu dilemele pe care foarte mulți le au. Oare sunt în relația potrivită? Nu ar trebui să-mi caut un alt partener? Poate merit mai mult? Poate nu ne potrivim? Și așa mai departe. Aceste întrebări pe care le spuneai tu acum, oare sunt în relația potrivită? Oare ar trebui să-mi caut un alt partener? A venit și cu o flexibilitate cumva. Adică acum ne permitem să facem lucrul ăsta mult mai ușor decât poate își permite au bunicii noștri, în primul rând, cred că din perspectiva acceptării sociale. Acceptarea socială și gradul de dezvoltare al societății. În continuare, în societățile care au dificultăți, în societățile slab dezvoltate, a te despărți, a divorța, este foarte complicat. Divorțul costă foarte mult. Sunt studii în Statele Unite care arată impactul financiar al divorțului asupra societății. Divorțul costă bani și afectează PIB-ul țării, de-a dreptul. Pe de o parte avem acest nivel de dezvoltare și inclusiv de bunăstare financiară care ne permite să ne gândim la ce ne dorim în relație, adică problema nu se mai pune doar să supraviețuim și să avem nevoile de bază asigurate, ci ne ducem la un nivel superior al nevoilor. Vreau să fiu împlinită în relația mea, vreau să mă dezvolt, vreau să ating cea mai bună versiune a mea. Pot să fac asta alături de tine? Îmi dai spațiul necesar ca să mă dezvolt? Cum mă simt eu în raport cu tine când tu te dezvolți dintr-un anumit punct de vedere? Și atunci vin o serie de provocări pe care nu știm să le gestionăm pentru că nu am avut de-a face cu ele, pentru că părinții și bunicii noștri nu au avut de-a face cu ele și noi realmente nu prea știm să avem relații. Mă refer la modul conștient. Deci, practic, ce spui este că ce se întâmplă în momentul acesta din punct de vedere a științei relațiilor, de exemplu, este un soi de educație relațională. Adică acum începem să studiem niște elemente pe care știința până acum nu a fost preocupată să le studieze atât de în detaliu, pentru că au apărut nevoi noi și, de fapt, acum generațiile următoare învață despre cum ar fi util să fim într-o anumită relație sau care sunt elementele necesare de care ar trebui să ținem cont. Acum ai putea să ne spui câteva elemente de care ar fi util să ținem cont în relațiile noastre? Apropo de ce spuneam și mai devreme la începutul emisiunii, faptul că foarte mulți tineri sunt singuri sau chiar dacă sunt în relații se simt singuri și de foarte multe ori încep să se întrebe de ce se întâmplă asta, unde greșesc, ce nu analizez bine la partenerii mei sau ce nu analizez bine la mine însumi sau însămi. Și atunci poate că ne-ar ajuta un soi de alfabetizare din punctul ăsta de vedere. Ce ar fi util să fim atenți? Cu siguranță ar fi foarte util pentru toți. Putem discuta câteva lucruri, însă alfabetizarea este un proces care durează timp. Ca să știi cum trebuie să fii tu într-o relație, în primul rând trebuie să te cunoști pe tine și trebuie să devii tu conștient de ce ai tu nevoie într-o relație și de ceea ce poți face tu într-o relație. Mult prea ușor, apropo de tinerii care sunt în relații nesatisfăcătoare sau care sunt singuri, mult prea ușor acești tineri dau cumva, plasează responsabilitatea extern și spun că nu găsesc un partener potrivit, acel partener nu a fost bun pentru că, acela nu era potrivit pentru că, și așteaptă acel partener potrivit, acea pereche, acea jumătate a sufletului, într-un sens mai mult sau mai puțin idilic, dar până la urmă așteaptă pe cineva care să vină și să fie într-un anumit mod. Eu nu pot să fiu un partener potrivit pentru partenerul meu decât în momentul în care îl cunosc. Sigur că pot să mă pregătesc puțin, pot să învăț despre mine, pot să citesc despre relații, dar eu voi învăța să fiu o parteneră potrivită pentru partenerul meu în relație cu el. A mă pregăti dinainte, a lucra la mine ca să fiu un partener foarte bun, este similar ca și, nu știu, a învăța să fii părinte înainte să ai copii. Sigur că poți să înveți puțin, dar este cu totul altceva atunci când se întâmplă acest lucru. Cred că primul lucru pe care l-aș spune ar fi tocmai asta, să avem răbdare cu noi, să învățăm, să avem o relație, pentru că nu știm. Și lucrurile nu vin ușor și nu vin natural decât la început, într-o perioadă în care ne îndrăgostim și în care creierul nostru reacționează hormonal la ceea ce se întâmplă în atracția fizică dintre două persoane, însă acest efect trece, nu are cum să țină, așa funcționează creierul de nostru. De aici și dragostea durează
3 ani. Un an jumate, 2 ani jumate, încă 3 ani e bine de tot. Mare majoritatea perioadei a relațiilor au o perioadă de îndrăgostire cam de un an jumate, 2 ani. Unde încep să apară problemele? De ce? Pentru că în acea perioadă de îndrăgostire suntem focalizați doar pe relație, neglijăm alte aspecte din viața noastră, după care devenim preocupați și de alte lucruri din viața noastră și ne vine greu să mai găsim acel echilibru și ne vine greu să ne mai îndeplinim nevoile, să ne mai susținem partenerul, nu mai simțim aceea susținere din partea partenerului ca în perioada aceea. Și apoi trebuie să învățăm să construim conștient o relație și să ne gândim la ce trebuie să facem, să vorbim. Și asta e o parte foarte grea, pentru că foarte mulți dintre noi avem acest tabu că dacă discutăm și dacă spunem ce ne dorim, păi nu mai are farmec dacă partenerul face ceea ce spune. Tu ar trebui să știi. Exact. Dacă mă iubești suficient de mult, ar trebui să știi ceea ce doresc. Un alt lucru pe care îl auzim frecvent după o anumită perioadă de timp este tu nu mai ești cel de care m-am îndrăgostit sau nu mai ești cea de care m-am îndrăgostit. De unde vine această întrebare care apare după o anumită perioadă de timp de relație? Cu siguranță ne schimbăm. Pe de o parte, în acea perioadă în care suntem îndrăgostiți, noi suntem altfel și asta ni se spune de către cei care ne cunosc, familia de origine, prietenii, când eu mă îndrăgostesc, îmi spun ce-i cu tine, nu mai ești. Partenerul meu mă cunoaște în acea fază alterată, să spunem, în care inconștient eu îmi cenzurez anumite comportamente, sunt preocupată de partenerul meu până la un nivel pe care în alte situații l-am descrie obsesiv și atunci încep să mă schimb odată ce trece această perioadă a îndrăgostirii, să mă schimb, de fapt să-mi revin la un anumit comportament, dar pe care partenerul meu nu-l cunoaște. Apoi, eu mă pot schimba de-a lungul timpului, când îmi schimb cariera, când îmi schimb jobul, când devin părinte, când am un alt grup de prieteni, noi ne schimbăm cu toții. Și sigur că de foarte multe ori, când se schimbă ceva la mine, eu și cu tine fiind într-o relație, între noi fiind un sistem, acel sistem suferă pentru că eu mă schimb. Și tu trebuie să te schimbi cumva cu mine sau să accepti schimbările mele, să schimbi și tu ceva la tine ca noi să putem fi în continuare în echilibru. Deci, practic, nu mai suntem cei de care s-au îndrăgostit partenerii noștri. Asta înseamnă că ne îndrăgostim greșit. Nu neapărat. Asta înseamnă că ne îndrăgostim și ne putem reîndrăgosti. Ok. Cred că ar trebui să clarificăm. Ne putem reîndrăgosti. De aceeași persoană, spui. De aceeași persoană. Ne putem reîndrăgosti de aceeași persoană. Putem să avem diverse momente în care facem din nou din relația noastră de cuplu o prioritate. Noi ne îndrăgostim la un moment dat, avem o relație, ne căsătorim sau nu, nu-i foarte relevant din punct de vedere a ceea ce se întâmplă între doi oameni, dar poate fi relevant dacă ne referim la asumarea responsabilității pentru relație, avem o relație, pe urmă ne mutăm focusul preocupărilor noastre de pe relație, fie pe carieră, fie pe copii, fie pe, știu eu, ne construim o casă pe bunăstarea financiară, să spunem, a familiei noastre. În momentul în care facem asta, evident, luăm niște resurse de la relația de cuplu. Și întotdeauna, când avem foarte multe lucruri de jonglat, ultima noastră prioritate va fi relația de cuplu, pentru că acolo nu strigă nimeni. Copiii strigă și spun ce anume îi deranjează și ce le lipsește, la job ni se spune ce nu facem destul de bine, prietenii trag de noi să ne întâlnim. În relația de cuplu, de foarte multe ori, niciunul dintre parteneri nu spune, hei, ceva nu e în regulă, fiecare stă. Poate cumva ne și asumăm că suntem în relația asta. Exact. Se va întâmpla cumva până se va la întâmpla, urmă. Trebuie să avem răbdare, partenerul meu acum are o perioadă mai grea, are un proiect important, e important ca eu să-i acord susținere, nepunând presiune pe el și atunci nu-i transmit nemulțumirile mele, nu-i spun, hei, mi-aș dori să petrecem mai mult timp împreună. Sigur că de cele mai multe ori nu fac asta și ajung să-i spun la un moment dat, tu nu mă mai iubești, nu-ți mai pasă de mine. Și atunci frustrările acestea și nemulțumirile necomunicate în timp, sigur că devin acele bombe cu ceas care la un moment dat explodează și pot să fie foarte nocive relației. Cred că acum, ascultându-te, când spui, nu-mi comunic nemulțumirile mele, hei, mi-aș dori să petrecem mai mult timp împreună. Cred că pentru foarte multă lume aceste lucruri sunt disonante. Adică o nemulțumire vine cu un reproș. Da. O nemulțumire vine cu tu nu faci, tu nu... Tot timpul aruncat pentru către că ne tine. Uităm la celălalt. În loc să ne uităm la mine. Sunt nemulțumită. Ce mă nemulțumește pe mine? Ce simt eu? Ce-mi doresc eu? Pentru că din toată lumea asta, cel mai mult control și cea mai multă influență am asupra propriei mele persoane. Asupra ta, chiar dacă ești partenerul meu, eu am un control foarte puțin. Pentru mulți dintre noi asta este foarte greu de acceptat. Pentru mulți dintre noi, dacă tu ești într-o relație cu mine, asta înseamnă automat că tu trebuie să faci ce vreau eu.
Pentru că dacă mă iubești, cum adică? Trebuie să faci ce vreau eu. Nu. Eu sunt o persoană independentă când te cunosc, tu ești o persoană independentă când mă cunoști. Între noi se stabilește un atașament emoțional, dar noi rămânem niște persoane independente. Sigur că ne înțelegem când ne facem programul, sigur că discutăm despre ce ar trebui să facem și cum ar trebui să facem, dar asta nu înseamnă că renunțăm la independența noastră și nu înseamnă că, de exemplu, eu o să te întreb pe tine de fiecare dată când fac un pas dacă tu ești de acord cu ceea ce eu vreau să fac sau invers. Acolo nu am fi niciunul mulțumiți. Dacă eu mă uit la mine în loc să mă uit la tine, nu sună are proști ceea ce îți spun, spun ceva despre mine, despre ceea ce simt eu și despre ceea ce am eu nevoie. Eu pot să-ți solicit ceea ce cred eu că am nevoie, tu poți să-mi spui că poate nu de aia am nevoie. Sau poți să-mi explici mai bine comportamentul tău, care pentru mine reprezintă o nemulțumire, ca eu să înțeleg că nu are legătură cu mine și atunci nemulțumirea mea scade și eu pot să-mi rezolv acea nemulțumire altfel. Această comunicare, care de foarte multe ori este deficitară în cuplu, sigur că e cumva punctul de origine a tot ceea ce înseamnă până la urmă nemulțumirea în relații și eșecul multor relații. Apropo de asta, și cred că aș vrea să revenim puțin la cei care afirmă că le este dificil să găsească relații sau să rămână o perioadă mai lungă de timp în relații. Și povesteam despre ce ar putea face astfel încât să-și dea seama care sunt dificultățile pe care ei le au. Care ar fi un comportament pe care ar putea să-l aibă atunci când încearcă relații repetitiv, își dau seama că ele nu funcționează, poate pentru că ei au alte așteptări, poate că pur și simplu lucrurile nu s-au întâmplat, dar și în contextul educației relaționale, să vedem cum putem să gândim, noi cei singuri poate, sau noi cei care suntem într-o relație și nu ne simțim confortabil acolo, astfel încât să ne asigurăm, poate că este mult spus, o relație viitoare în care să fim confortabili. Primul pas ar fi mă întorc la mine. Foarte mult de la acești oameni vei auzi descrieri, adevărate caracterizări ale partenerilor. Îi cunosc foarte bine pe ceilalți, prea puțin pe sine. Ce vreau eu? Ce-mi doresc eu? De foarte multe ori am astfel de clienți în cabine și îi întreb, dar tu cum îți imaginezi o relație? Și nu știu, știu doar ce nu vor, ce nu e bine, ce îi rănește, ce nu le place. Dar nu știu ce își doresc, ce ar fi bine să se întâmple într-o relație, ce ar face fericit, nu știu. Vreau să fiu fericit. Asta e responsabilitatea ta, nu a partenerului. Un alt mit care creează foarte mare presiune pe relații este aceea că partenerul ar trebui să te facă fericit. Sigur, e foarte greu să fii fericit singur cuc într-un vârf de munte, de acord. Avem nevoie de relații pentru a fi fericiți. Însă, dacă eu nu valorizez partenerul, dacă eu nu știu ce am nevoie, dacă eu nu știu ce-mi trebuie, dacă eu nu mă cunosc, dacă eu nu pot să-i comunic partenerului meu ce-mi place din ceea ce face și ce nu-mi place din ceea ce face, partenerul meu se poate da peste cap toată ziua, aducându-mi luna de pe cer și vorba unei glume care circula recent, altă culoare n-ai găsit, la luna respectivă. Deci, fericirea depinde de cum primim noi ceea ce ne oferă partenerul, prietenii, viața, dacă vrei. Calitatea relației noastre depinde în foarte mare măsură de felul în care noi comunicăm, în așa fel încât să ne simțim în siguranță. Și ăsta este un concept cheie la care revenim foarte mult în ziua de astăzi, este sentimentul de siguranță pe care noi îl avem într-o relație. Mă simt eu suficient de în siguranță cu tine ca să-ți comunic că sunt nemulțumită de faptul că lucrez prea mult? Mă simt eu suficient de în siguranță în relația cu tine ca să-ți spun că aș vrea să petrec un weekend cu prietenele mele la munte? Mă simt eu suficient de în siguranță în relația cu tine ca să-ți spun ție, partenerul meu, că e în regulă să mergi cu băieții la o bere și meci în seara asta, că eu mă descurc și citesc o carte și numai bine? Dar sau când nu? Spui de acest sentiment de siguranță, asta este ceva ce ține de mine, independent de partenerul meu? Adică eu mă simt în siguranță în relație cu tine, înseamnă că eu mă simt suficient de confortabil să vin să-ți comunic toate aceste lucruri. Da, dar lucruri. Eu mă simt suficient de confortabil să-ți comunic aceste lucruri dacă la primele noastre comunicări pe acest subiect tu ai avut o reacție în care noi doi nu am intrat în conflict și într-o stare de agresivitate sau într-o stare de necomunicare o anumită perioadă de timp pentru că tu te-ai supărat că eu ți-am comunicat nemulțumirile mele. Deci siguranța vine undeva în interacțiunea dintre noi. Și sigur că de foarte multe ori la începutul unei relații sau în diverse etape când schimbăm ceva,
foarte mult ne îngrijorăm la un moment dat, oare ce o să spună partenerul meu sau cum o să reacționeze dacă eu fac într-un anumit mod. Acesta este avantajul, dacă vrei, într-o relație pe termen lung, a faptului că începem să ne cunoaștem. Dezavantajul este că pierdem acei fluturași în stomac de la începutul unei relații, acel mister. Și asta ne poate afecta la un moment dat atracția și intimitatea sexuală într-o relație cu un partener. Însă avantajul a cunoaște este această siguranță pe care noi o găsim. Știu la ce să mă aștept de la partenerul meu în diverse momente, știu că am un anumit spațiu al meu, știu că pot să-mi cer anumite drepturi, știu că pot să-mi îndeplinesc anumite nevoi. Și atunci, în contextul despre care povesteam, acela cum să mă analizez pe mine și ce să-mi dau seama că fac diferit sau greșit într-o anumită relație. Odată că mă uit la mine și încerc să văd care sunt nevoile pe care eu le am, ce îmi doresc de la o anumită relație, după care analizez interacțiunea pe care eu o am cu partenerul meu și felul în care el reacționează în anumite momente când eu solicit anumite ceva. Lucruri și felul în care reacționez eu la ce face el. Cum reacționez eu când el se supără? Înțeleg că supărarea este reacția lui și îi dau timpul necesar și apoi comunic? Sau mă panichez pentru că el s-a supărat și asta înseamnă că gata, mă părăsește și relația noastră se duce? Sunt naibii. Foarte mulți algoritmi aici. Nu mă mir că unii sunt spun că relațiile prea sunt prea mulți algoritmi. Nu e prea bine să gândim în termen de algoritmi și de aceea spuneam că ne putem pregăti într-o oarecare măsură înainte de a avea o relație și pot să mă cunosc pe mine, dar o relație se construiește în timpul în care o trăiești. Și acolo asta înseamnă comunicare, asta poate însemna la un moment dat consiliere de cuplu într-un moment dificil, poate însemna să citești despre relații, poate însemna să comunici cu cei din jurul tău și sunt studii, de exemplu, care arată că în societățile dezvoltate, în care oamenii comunică mai ușor despre relația de cuplu și în care sunt proiecte, de exemplu, care încurajează cuplurile vârstnice să discute despre experiența lor de a avea o relație cu cuplurile mai tinere. Și sunt studii care arată că aceștia din urmă beneficiază de experiența celor din tâi pentru că se discută. Foarte adesea relația de cuplu este un subiect tabu. Părinții nu prea împărtășesc copiilor, odată ajungi la vârsta adolescenței, la vârsta adultă, despre cum merg lucrurile într-o relație de cuplu. Sau se plâng de foarte Sau multe se ori. Plâng doar de partea negativă și pun pe copiilor o presiune a rezolvării conflictelor dintre ei și atunci sigur că un astfel de adult are impresia că relația de cuplu este ceva. Mai avem câteva minute și pomeneai mai devreme că un lucru pe care pot să-l facă cuplurile este să apeleze la consiliere de cuplu și de cele mai multe ori când auzim asta și cu siguranță experiența multor colegi ai noștri e similară cu ce întâlnim și noi. Cuplurile ajung la consiliere de cuplu în momentul în care de foarte multe ori sunt atât de multe rupturi și atât de multe răni în relația respectivă încât munca pe care trebuie să o depune este foarte mare. Consilierea de cuplu poate să însemne și un cuplu funcțional care vine la cabinet. Consilierea de cuplu ar fi foarte bine dacă ar însemna asta și ar fi foarte bine dacă, apropo de ce discutam, că multe relații, că mulți tineri găsesc dificil a avea o relație, nu ar fi deloc ceva exagerat din punctul meu de vedere dacă am include în educația copiilor noștri inclusiv elemente de educație relațională și asta poate însemna cum comunicăm de la vârste de școală în care povestim despre ce să facem în loc să împingem colegul care ne ia stiloul din penar. Și de aici începem să construim această relație și apoi să ajungem sigur la vârsta adolescenței să discutăm despre ce ar însemna o relație. În momentul în care ajungi la terapie de cuplu, după o perioadă dificilă, după ce s-au aruncat diverse vorbe, după ce te-ai rănit în mod repetat, în diverse momente când ai reacționat, sigur că ai mult mai mult de reparat, pentru că fiecare ajunge, dacă vrei să folosim acest termen, plin de răni și ai mult mai multe răni de reparat și de vindecat și cicatricile rămân. Ori dacă mergi la o consiliere de cuplu și nu degeaba vedem, de exemplu, în filme acel premarital counseling înainte de a te căsători chiar, să vezi cam la ce să te aștepți și cam ceea ce trebuie să faci. Este ceea ce se întâmplă recent în ceea ce privește rolul de părinte. Oamenii încep să meargă la
cursuri și să afle puțin despre ce ar trebui să facă și la ce să se aștepte ca părinte. Sigur că una e teoria și cu totul alta e practica, dar totuși avem studii pe populații diferite, în țări diferite, care arată că a te pregăti să fii părinte duce la o mai bună gestionare a situațiilor, la mai puține probleme în cazul copiilor și la un nivel de stres mai scăzut al părinților. Cu siguranță o astfel de pregătire în ceea ce privește relația de cuplu ar duce la mai puțin stres în relație, la o relație mai satisfăcătoare și îndrăznesc să fac așa un pariu că și la o rată mai mică a divorțurilor. Cred că asta este un soi de personalizare a relației sau personificare a relației. E mai ușor să mergi la consiliere când ai copilul în față și zici ok, acum trebuie să fac ceva cu el și poate că asta ar fi util de sau o altă perspectivă în a vedea relația, că este ca o persoană care necesită atenție și care necesită îngrijire și îndeplinirea unor nevoi. Și relația noastră crește până la urmă exact ca și un copil și probabil că dacă am acordat mai multă atenție relației de cuplu, multe situații ar fi evitate și dacă am gândit exact în modul ăsta, relația de cuplu nu se descurcă de la sine. Lucrurile nu merg de la sine o perioadă foarte lungă de timp. Așa cum un copil trebuie să-l trezești, să-l hrănești, să îl ajuți cu diverse lucruri, să te joci cu el, să petreci timp cu el, exact la fel are nevoie și relația de cuplu și la fel are nevoie partenerul tău, are nevoie de un timp în care să stea doar cu tine, tu ai nevoie de un timp în care să stai doar cu el. Din păcate, în această perioadă în care ne dorim atât de multe și în care avem o carieră, o relație de cuplu, un rol de părinte și hobby-uri, alte interese, jonglăm extraordinar de multe lucruri. Și relația de cuplu, pentru că nu este o persoană care să tragă de noi și să ne spunem că lucrurile nu merg bine, rămâne, așa cum am spus, ultima prioritate și adesea este prima care pușcă. Mulțumim tare mult, Adela, cu mare pentru prezență și pentru informații. Cu mare drag. Felul în care ne construim și ne menținem relațiile este un subiect care poate fi discutat în mai multe ore decât am făcut noi în această ediție. Ne dorim însă ca voi să fi aflat azi câteva informații esențiale cu privire la felul în care putem să ne reconstruim perspectiva cu privire la relațiile noastre, felul în care ne putem analiza trecutul relațional și modul în care ne putem construi relațiile de acum înainte. Până la ediția viitoare vă doresc o săptămână cât mai ușoară. Numai bine!